Bine v-am găsit! Acum, mulțumesc, Bogdan, pentru așa o prezentare. M-ai emoționat, m-ai făcut muci, sunt gata, nu mai pot să zic nimic. Parafrazând-o pe Lavinia, pot să spun că și eu port la valiera Florinei, deci dacă tot vorbeai de cupluri, noi, fetele din media, avem o mare șansă. Știrile de sâmbătă asta au fost un fenomen. Au fost un fenomen din mai multe puncte de vedere. Au fost un fenomen pentru că erau prima emisiune de genul ăsta care se făcea în România și nu pot să spun că semăna cu emisiunile care se făceau în străinătate. Am fost, de la început, niște deschizători de drumuri, dar nu cu asta vreau să încep. Vreau să spun că ultima dată când am fost în această sală era în februarie 1989 și fugisem de la serviciu, de la fabrica de mașini de rectificat, cu alt coleg de-a meu, tânăr inginer, pentru că aici era singurul loc unde rula filmul Iacob, de la ora 14. Eram noi doi și doi care se pupau în ultimul rând. Ei, filmul ăla m-a impresionat foarte mult și dacă nu l-ați văzut până acum, vă sugerez să-l vedeți. Dorel Vișan cred că face rolul carierei lui în acel film. De asemenea, am o legătură foarte strânsă cu TEDx-ul. Pentru mine TEDx-ul a fost de bun augur. În urmă cu 2 ani eram Bogdanul TEDx-ului din Cluj. Am fost hostul, după care m-am dus la București. Timp de 2 săptămâni n-am avut voce. Și toți invitații au râs de mine în hohote, în timpul emisiunii. Da, am început drumul în televiziune imediat după Revoluție și încă de la început am făcut cunoștință cu atmosfera din televiziunea română. Era o perioadă de mare glorie în care televiziunea română concura doar cu TVR-ul pe piața media din România. Și încă din prima zi de lucru am început să învăț cum se pun problemele în TVR. Am dat concurs, am reușit cu 949, nu o să uit niciodată, am reușit primul și am fost angajat al patrulea pe 2 locuri. Deoarece, fiindcă nu cunoșteam pe nimeni. Dar, mă rog, de atunci am plecat de 3 ori din TVR, ultima dată în urmă cu 2 luni și definitiv. Astea însă aparțin trecutului. Mi-am scris aici niște chestii, pentru că eu nu știu să fac PowerPoint, dar băiatul meu în clasa 6 mi-a promis că săptămâna viitoare mă învață. N-a avut timp să mă învețe, că a avut lucrare la mate săptămâna trecută. Am fost rugat să vin să vorbesc despre meseria pe care o iubesc. Și o iubesc foarte tare și o respect, așa cum mi-am respectat întotdeauna și publicul. Din păcate, meseria asta face parte din categoria asta blestemată de meserii la care se pricepe toată lumea. Noi, fotbaliștii, actorii, uite-mă la bou ăla! Putem să dă 10 ori mai bun ca el! Nene, hai și fă! Deci e atât de simplu, nimeni nu vede ce e în spate. Apropo de 4 a.m. in the morning, 4 a.m., 4 in the morning. Cred că de cel puțin 20 de ori, ora 4 dimineața, m-am prins în cabina de montaj pentru că nimeni nu vrea să-și facă de lucru să monteze cu noi știrile de sâmbătă asta, drept pentru care stăteam noaptea și montam singuri. Asta e, sunt vremuri care nu știu dacă astăzi se mai pot repeta, fiindcă multe lucruri au dispărut, din păcate. Oricum, ieri a fost una dintre cele mai fericite zile din viața mea din ultimii ani. Eram în parcare la Iulius. Și a venit un X6. S-a parcat lângă intrare, pe locul pentru persoane cu dizabilități. Băi, și a venit echipa de la Iulius și a blocat roțile! Deci avem o șansă! Și m-am simțit atunci răzbunat pentru pumnul pe care era să-l iau în gură la Polus în parcare de la unul cu BMW-ul seria 7. Care era parcat acolo și am îndrăznit să zic ceva. Noroc că încă fug bine, deși mă doare genunchiul. Ok. Am intrat în meseria asta, cum vă spuneam, la care se pricep toți, numită televiziune. Ce face televiziunea asta? Putem aprinde puțin lumina în sală? Mi-am adus și un prieten. Opa. Prieten fără de care nu te poți considera om de televiziune. Bogdan a zis că sunt om de televiziune și mulțumesc pentru asta. Din ce în ce mai nou,
avuzim de oameni de televiziune, dar de fapt sunt oameni din televizor. Ăia nu sunt oameni de televiziune. Faptul că vorbești în fața unei camere și spui tot ce îți vine la gură, nu înseamnă neapărat că ești om de televiziune. Ia uitați-vă. Cuplați-mi, vă rog, camera video. Empowering people, power to the people. Deci, ăla este... Vedeți că eu am... Da? Se vede? Eu am să mă uit aici. Deci aici avem foarte multă lume. Ce face însă televiziunea? Uite ce poate să facă televiziunea. Spune-mi, te rog, cum te numești? Gabriela! Gabriela, doamnelor și domnilor! Unde e Gabriela? N-o vedem pe Gabriela? Ba da, se vede. Nu știu, eu nu văd că am lampa în ochi. Dacă voi o vedeți, e foarte bine. Deci, Gabriela, din acest moment, Gabriela... Așa, mulțumesc, asta voiam. Din acest moment, Gabriela, nu te mai îmbraci cum vrei, nu te mai duci cu cine vrei, nu mai mănânci ce vrei, nu mai pierzi noaptea la băut, ai grijă la ce oră vii acasă și la ieșire toată lumea o să te cunoască și să te întrebe ce salar ai. Deci cam asta face televiziunea. Te scoate și te aruncă. Unde te aruncă? În groapa cu lei. Unde limbajul e întotdeauna extrem de elevat. Face o greșeală unul din echipa ta. Uite bă și la vaca aia. Nu? Cam așa se discută în termenii noștri. Și am învățat, pentru că, apropo de televiziune, foarte mulți studenți de-ai mei îmi spun că se duc să facă practică la diverse instituții de presă și acolo când intră vine câte unul de ăsta greu. Și le spuneau, mă, ce uitați ce ați învățat voi la școală, că-s prostii, vă învățăm noi viața reală. Dar el n-a învățat niciodată de la nimeni nimic. Și atunci îi învață viața reală. Nu! Pentru că datorită unor oameni ca ăștia avem burtiere geniale, pe care le-ați văzut cu toții în ultima vreme. Și citez de la același post care a luat la Los Angeles un premiu pe care scrie New York. Și citez din burtierele alea suprapuse că trebuie să vină informație pe patru căi. Plus sigla, da? Și scrie așa, acasă la Andreea Bocelli, dedesubt, individul este cercetat pentru evaziune fiscală. Cu o săptămână înainte, pe același post de televiziune, a murit Margaret Thatcher, dedesubt, incidentul s-a produs la un spital din județul Ilfov. Da, se poate. O fi avut femeia treabă în București, a avut o problemă, un accident, ceva și gata, s-a dus. Ca să nu mai zic de... O rigurozitate extraordinară în știri. Știri locale, de Cluj. La începutul secolului 21, în 1902, când statuia lui Matei Corvin era inaugurată la Cluj-Napoca, Dumnezeule, din 1974 e Cluj-Napoca și secolul 21 a început acum, de 12 ani. După părerea mea. În fine, am avut dorința de a mă școli și de a învăța. Pe vremea aia nu exista școală de jurnalism în România, astfel încât m-am zbătut, numai eu știu cât, pentru burse în Marea Britanie, de unde am venit cu niște cunoștințe foarte solide care încă mă ajută și mă ghidează în activitatea mea. Și tot acolo am învățat următorul lucru. Gabriela, te rog frumos, uită-te spre dreapta ta și zâmbește. Mai mult spre dreapta ta. Ok, mulțumesc. Acum, cum te numești? Andrei. Te rog frumos, uită-te spre stânga ta și zâmbește. Ei, acolo, la primele mele școli, am învățat că niciodată un cadru nu are relevanță el însuși și de unul singur. Întotdeauna un cadru are relevanță împreună cu cel dinaintea lui și cu cel de după el. Sigur, este valabil și în cinematografie, este valabil de câte ori avem de-a face cu imaginea, dar hai să vedem micul filmuleț pe care l-am realizat acum. Și hai să ne uităm pe ecran.
și să-mi spuneți ce vedeți. Gabriela, cine este frumosul din dreapta ta, Gabriela? E nimeni altul decât Andrei. Și de aici, de aici mai e un pas până la ce au făcut porumbii 2 ore în apartament. Nu vă spun unde se întâmplă chestiunile astea. Ei, încercând să-mi găsesc împreună cu Ovidiu, care așa cum zicea Bogdan, am lucrat 20 de ani împreună. El este, dacă vreți, copilul meu în meseria asta. Îl cunosc de când eram în clasa 7 și eram coleg de facultate cu frate-său. Am încercat să ne găsim locul, pentru că e lumea atât de mare și nu trebuie, de ce trebuie neapărat să fii ca cineva. Ok, alegeți un mentor, dar fii tu însuți. Dovedește că existi, că poți să spui ceva. Și atunci ne-am dat seama că pe noi cel mai bine ne caracterizează zona asta de pamflet. Atenție, pamflet acum, când pui pamflet la începutul emisiunii, e ca atunci când spui bancuri și spui să mă scuze, doamnele, după care îți dai drumul la toate jegurile de pe pământ. Ei, exact chestia asta se întâmplă acum. Ne-am gândit așa, dacă politicienii râd tot timpul de noi, noi de ce n-am râde de ei? Și atunci am încercat să căutăm, mergeam la București, stăteam 10 de ore și vedeam casetele de la știri și ceream întotdeauna bruturile și reporterii spuneau, mă, dar de ce, că am făcut premontaj, îți dau 10 minute, zic nu. Dăm pentru că mie îmi trebuie căzăturile. Nu mă refeream la oamenii politici. Mă refeream la faptul că aveam nevoie de acel footage, de acele imagini pe care ei nu le foloseau. Și vreau să vă dau acum un exemplu unde participă o blondă, o actriță talentată pe numele ei Paula Chirilă, Eva se numea în program, în dialog cu Călin Popescu-Tăricianu. O să vă rog să faceți un switch de surse pentru a vedea ce poate să iasă atunci când știi cum să legi imaginile între ele și poți să imaginezi dialoguri care n-au existat niciodată, dar pot să fie. Cu sunet, vă rog frumos. Haide tu, păpușa, hai, vino și ia loc. Știi că este un post sezonier de promoter pentru detergentul Zefirel Forte. Numele și prenumele, te rog. Călin Popescu Tăricianu. Ce nume de manechin aveți? Ai, gata. Să presupunem că ți se pătează asta de pe tine. Ce anume? Haina? Nu, că sutienul. Bun, hai să nu forțăm, ați înțeles despre ce-i vorba. Asta în ceea ce privește replicile. Dincolo de replici însă, am mers mai departe și am căutat gesturi la care reporterii de acolo spuneau, bă, sunteți nebuni, dar ce mă interesează? Aia n-are valoare. E, poate să aibă valoare pentru că vreau să vă arăt în continuare un alt scurt material. Până când reușim să dăm acel material, vreau să vă spun că la un moment dat am simțit nevoia ca în acest program să avem și un plan de reacție. Și am căutat acest plan de reacție creând două personaje pe care n-aveam cum să le găsim între actori mari pentru că n-aveam buget. Și atunci am inventat două personaje care se numeau Rozi și Rabă. Ne-am imaginat un cuplu de cartier, el în pijama, ea în capot, așa cum pleacă. Mi-a venit această idee văzând odată în parcarea de la Hermes niște oameni din bloc jucând cărți pe capota unei daci pe o pătură în pijama toți. Și atunci am spus, domne, ăsta este tipul care mă interesează. Până când va fi gata filmulețul, vreau doar să vă mai spun că această emisiune ajunsese în anul 2002 lider național de audiență. Aveam dublu audienței ProTV-ului cu un program făcut de aici, de la Cluj. N-a fost făcut la București deloc. Era integral făcut la Cluj un proiect despre care toată lumea a spus n-o să vă iasă. N-o să iasă nimic. N-o să faceți nimic. Trebuie să duceți șpagă. Trebuie să ungeți. Trebuie să faceți. Aveți cuvântul meu de onoare că în afară de un chil de țuică pe care l-am dus de drag, n-am dus niciodată nimic nimănui și trebuie să-i mulțumesc domnului Titus Munteanu, unul din cei mai mari oameni de televiziune din țara asta, care ne-a ținut spatele împotriva tuturor presiunilor politice. Până în anul 2002, când, din păcate,
s-a schimbat puterea și noua putere a zis că nu putem avea programe care să unde să fie luat în râs șeful statului și așa mai departe. Din păcate, mai am doar câteva minute, dar dacă mi-a acordați 2 minute de depășire, aș vrea să vă arăt un fragment din emisiunea care a însemnat definitiv și irevocabil sfârșitul știrilor de sâmbătă asta, așa în stil românesc. S-a scos fără să se spune nimic. Este o emisiune pe care am difuzat-o în turul 2. Adică în campania electorală pentru turul 2 în anul 2000, când, dacă bine țineți minte, concurau Corneliu Vadim Tudor și Ion Iliescu. Vremuri frumoase, nu? Eram mai tineri. E genericul original al știrilor de sâmbătă asta de atunci. Haideți să vedem acest moment. Doamnelor și domnilor, alegerile s-au încheiat. În sfârșit am învins! Ura! 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 Hai să dăm pedal cu mână cei cu inima română. Să întâlnim ora frății, să pe cântia românească. Doamnelor și domnilor, bună seara! Așa cum era de așteptat, așa cum merita pe deplin, așa cum merita țara pe deplin și la urma urmei, așa cum meritam noi cu toții pe deplin... Ura! 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 PDSR a câștigat alegerile! Ura! Ura! Am câștigat! Am câștigat! Am câștigat! Și acum, știrile pe scurt. Știrile pe scurt! Știrile pe scurt! Știrile pe scurt! Iată în ce stare am moștenit locuințele pentru tineri de la dezastroasa guvernare anterioară. Și iată cum vor arăta ele peste doar câteva luni. Acesta este ansamblul de balet al operei române la numai câteva luni de la aplicarea programului pentru alimentație al noului guvern. Vă mai amintiți iernile de coșmar ale guvernării CDR-PD-UDMR? Iată oferta PDSR pentru iarna care abia începe. Bă, rabă, mă, te rog frumos să mă lămurești și pe mine ăștia de la televizor, ăștia mii. Cu cine țin ăștia, mă? Tu, Rozi, ăștia-s independenți, tu. Independenți, independenți, dar cu cine țin? A bine, tu, Rozi, ăștia independenți țin cu depinde cine vine la putere. Nu mai ții minte în 96 tu când vine... Ura! Doamnelor și domnilor, alegerile s-au încheiat. Am învins! Am învins! Am învins! Am învins! Iată cheia cu care vom deschide porțile Europei! Cheia! 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 Tăceți, mă! Așa cum merita pe deplin. Așa cum era de așteptat,
așa cum merita țara pe deplin, așa cum cu toții merităm pe deplin. Ura! Ura! Convenția Democrată Română a câștigat alegerile acum în 1996! Iată principalele titluri ale ediției! Ura! Iată în ce stare a moștenit locuințele pentru tineri de la dezastruoasa guvernare anterioară. Și iată cum vor arăta ele peste doar câteva luni. Iată cum am moștenit de la guvernarea pedeseristă transportul în comun. Și iată cum vom circula peste numai 200 de zile. Drumuri cu gropi și hârtoape. Asta am moștenit. În curând veți avea viteză și siguranță, pentru că aici vor fi banii dumneavoastră. Și tot așa din 4 în 4 ani se te schimbă. Pleacă ăia, vin ăilalt și după aia înapoi. Cum adică? Bine, tu, Rozi, stai să-ți explic. Păi ăștia care au câștigat acum alegerile, nu i-a schimbat amu 4 ani cu forâu? Ba da. Nu, au venit ăilalți. Nu ne-au fost și mai rău? Ba da. Nu, acum iar au venit ăia care ne-au forâu. Ioi. Nu, las că e bine. Nu. Alegerile 2000 s-au încheiat. Ok. V-am luat două minute în plus. De ce v-am arătat tot ce v-am arătat astăzi? Pentru că cred cu tărie chestia asta și o spun întotdeauna studenților mei. Dacă încerci să fii tu însuți, dacă crezi în ceea ce faci, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău, vei merge înainte. Și mai e un ultim cuvânt pe care vreau să-l spun. Întotdeauna, în orice moment al vieții, mai ales în meseria asta, unde suișul și coborâșul alternează cu o viteză uluitoare, ai întotdeauna două șanse. Să-ți faci viața frumoasă sau să-ți faci viața urâtă. Fiți voinți și faceți-vă viața frumoasă. Mulțumesc!